best price. For you. For our subscribers. I can give you the best prices. Domnul s-a prins că filmăm. 750. An ce trece, se scumpește din ce în ce mai mult. Aici avem Rolex. O să aibă probleme în urma videoclipului. Aici modelele astea mai ieftin de 700 de lei nu o să găsiți niciunul. Când au auzit că filmăm pentru YouTube, a zis nu, ilegal, ilegal. Adică ne-am certat pur și simplu, cot la cot, ca la un moment dat. Hai să vorbim puțin și despre cât câștigă oamenii de aici, din Istanbul. Și spune-mi tu mie, cum reușesc atunci oamenii acestea să trăiască în acest oraș. Hello, hello, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Să știți că astăzi mergem să obținem cele mai bune prețuri din Grand Bazar. Și cum suntem noi mereu în contratimp, ceasul este 6 și vrem să ajungem în Grand Bazar, acolo unde programul este până la 7:30, am înțeles. Mergem să vedem. O să vă arătăm traseul de aici, din zona La Leili, până în Grand Bazar, acolo unde o să vă arătăm și vouă prețurile. Așa cum noi am spus, ne așteptam ca Turcia să fie mult mai ieftină, dar pe an ce trece, se scumpește din ce în ce mai mult. Și dacă tot vorbim despre prețuri, așa cum a spus Corina în vlogul de astăzi, despre prețurile din Marele Bazar, hai să vorbim puțin și despre cât câștigă oamenii de aici, din Istanbul. Și ca idee, aici un medic specialist câștigă 2500 de euro, o asistentă medicală care a absolvit universitatea câștigă în jur de 1300 de euro, un profesor universitar câștigă în jur de 2200 de euro, în schimb un ofițer de poliție câștigă 1300 de euro, un inginer câștigă 1500 de euro, un predicator, adică un ajutor de imam, nu imamul, câștigă 1200 de euro, un avocat câștigă aproximativ 1500 de euro, un funcționar la administrație, absolvent universitar, câștigă undeva la 1000 de euro. Astea sunt salariile mari, salariile bune, dar după cum știți, în Istanbul salariul minim este de 500 de euro acum, iar în urmă cu câteva luni era de 260 de euro. Salariile au fost dublate deoarece inflația de aici, din Istanbul, din Turcia în general, este de aproape 70%. Și spune-mi tu mie, cum reușesc atunci oamenii acestea să trăiască în acest oraș? Turcia are și părți scumpe și părți ieftine, iar localnicii aleg de fiecare dată să-și petreacă timpul la un ceai, la un restaurant local, și așa reușesc oarecum să scutească din cheltuieli și să se descurce de la o lună la alta. Și vă ziceam că o să vă facem un pic traseul până la Grand Bazar. Din zona La Leili, o zonă cunoscută ca fiind o zonă comercială, am ieșit în strada principală pe care o vedeți aici, am făcut dreapta și ne aflăm aici în zona universității. O să mai mergem un pic și cred că după 10-20 de minute de mers pe jos o să ajungem în Grand Bazar. Și până la aceste majorări de 49% ale salariilor de aici din Turcia, cel mai mic salariu a fost înregistrat și anume 60 de euro pe lună. Aici aveți și stația de tramvai a universității. O călătorie cu tramvaiul aici costă 18 de fapt de lire turcești. Să vă dați seama care este ponderea pentru cei care locuiesc aici. O masă în oraș costă începând de la 100 de lire până cât vă lasă bugetul de fapt. Un ceai este 50 de lire, un covric costă 10 lire, un porumb fiert costă 30 de lire. Astea sunt măruntaia, așa ce vă putem spune. Un kebab costă undeva la 150 de lire în zonele turistice, iar am văzut astăzi în zona Asia 75. Un sandwich cu pește costă 150 de lire. O bere aici costă 150 de lire turcești, dar dacă găsiți oferta de happy hour care este între ora 10 și 19, o să fie 80 de lire turcești. Ați văzut, un pahar cu suc costă începând de la 80 până la 100 de lire turcești, doar un pahar. Sunt prețuri, eu zic că foarte mari față de ce era cu câțiva ani în urmă aici în Istanbul. Cred că s-au dublat, dacă nu chiar mai bine de atât. Acum lăsăm la latitudinea voastră să ne spuneți cum vi se pare Istanbulul, un oraș ieftin sau un oraș scump. Și cam așa se trece pe aici. 7000 de tramvaie din 7 părți. Și de aici, vorba Corinei, începe agitația bazarului. 250-200 de lire tricourile de firmă, 30 porumbul fiert, așa cum v-am zis,
Asta este intrarea, cred că vă dați seama că aici este foarte aglomerat. Hello! Vă dați seama că intrăm în Grand Bazar. Feriți-vă de vânzătorii aceștia ambulanți, pentru că sunt ușor agresivi și refuzați-i fără nicio problemă. Încercați să nu luați produsele pe care ei le au în mână, pentru că nu mai vor să și le ia. Și, adică odată ce ai, să le dai banii. Odată ce ai pus mâna pe acel produs, exact, nu mai poți să-l mai dai înapoi. Adică foarte greu poți, să fii foarte tare. Hello? Oficial am intrat în Grand Bazar. Este un loc pe care noi îl știm, nu este nou. Data trecută, țin minte că am încercat să-l cumpărăm un înfrișor și nu ne-a fost atât de ușor. Am venit cu speranța că dacă ajungem mai târziu, aproape de ora închiderii, o să găsim mai puțină lume și cred că ne-a ieșit schema. Da, așa e. Deja vedem câteva magazine închise. Facem un scurt rezumat, dar partea cu magazinele de aur, aici aurul nu are un preț fix, este un preț în funcție de fiecare model în parte. Hai să întrebăm cât este gramul de aur. Bine, hai să întrebăm cât este gramul de aur. Aici sunt modele. Da. E, oricum e în funcție de model. Modele noi, modele vechi. Uite, întreabă aici cât costă gramul de aur. Gramul aici. 65? De euro. Hai să vedem și aici. Hai să întrebăm, da. Hai. Acum așteptăm că domnul s-a prins că filmăm. Și chiar vrei să vedem. 14 carate, 65 de euro. 65 de euro în continuare, 14 carate. Deci am vrut să fiu sigură dacă este vorba despre un lanț de 18 carate sau 14 și totuși am întrebat ca să nu vă zicem aici 65 de euro și să nu știm exact calitatea aurului. Deci 14 carate, 65 de euro. 65 de euro, mergem în continuare. Hai să vedem dacă găsim aurul acela ieftin cu care toți suntem obișnuiți. Nu mai știm în România cât e gramul de aur. Undeva la 290 de lei, parcă. Dacă nu mă înșel, nu știu. Dacă e 290 de lei, n-are rost să vin Istanbul să-ți cumperi aur. Oricum, eu vă sfătuiesc să căutați și alte bazaruri și să nu veniți în primul. Adică Grand Bazar am înțeles că s-a cam stricat de ceva timp. Ia stai să mai vedem și aici. Cât aur, uite cât aur. Și de 22. Modele noi. Modele vechi. 55. Deci 55. Aici am găsit mai ieftin. Acum depinde și de de model, nu? De model, de cât cumperi, cât aur cumperi, că dacă automat îți cumperi un inel foarte mic, n-ai ce discount să-ți facă și prețul este pe măsură. În continuare avem foarte multe magazine cu aur aici la intrare în Grand Bazar. Intrarea dinspre stația de tramvai, care se numește Grand Bazar, stația de tramvai. Uitați câtă lume este. Trecem de partea cu aurul, deja nu suntem convinși. Putem să mai întrebăm o singură dată, poate. Unde? Uite, nu știu, pe aici, pe undeva. Bine. Hai să mai facem încă un experiment. Ne-am îndepărtat de zona de intrare. Și mai încercăm un ultim experiment să vedem cât costă aurul aici în Grand Bazar, unde se spune că umblă mâța cu covrigi în coadă. Magazine foarte multe. Uite pe aici, pe stânga, pe dreapta, undeva să găsim o persoană care e drăguță să ne spună și nouă cât costă un gram de aur în Marele Bazar din Istanbul.
Best price. For you. For our subscribers. Best price. I can give you the best price is 60 euro per 60 gram. 60 euro per gram. Thank you so much. Thank you very much. You're welcome. 60 de euro, cel mai bun preț, cu un magazin în urmă 55. Deci așa se negociază aici, ca să înțelegeți. Bun, deci experimentul a fost unul corect, pentru că am și întrebat localnicul. Așa că nu ne mai criticați, astea sunt prețurile. V-am spus, dacă veniți aici, puteți într-adevăr să nu mai negociați cu ei. Depinde și de cât au cumpărat, depinde și de calitatea lui, și de model și așa mai departe. Închidem bucla cu aurul. Hai să uităm la astea de mirodeni. Avem aici produsele lor tradiționale. Avem aici zona de ceaiuri. Avem ceaiul negru pe care l-am recunoscut, de trandafiri și alte sortimente de... Avem aici rahatul turcesc, tot așa, foarte multe arome. Aici avem condimentele și cred că o să achiziționăm și noi câteva. Mamă, dar nu e de acum. Where is your friend? Oh, perfect. Thank you so much. Welcome. It's how much is this? How much is it? 800. 800? 800. Average today for all. All pistachios. And the best price for our subscribers? 750. 750. Thank you. It's very good. Thank you so much. It's tasty. Avem zona de baklavale. Și nu am glumit, chiar este foarte bun. Dar Habib, cred că este mai bun decât Habib Mustafa. Delicios. E bun. Avem zona de fructe confiate, fructe uscate și ceaiurile, da? Granulat și fructe uscate. Este un magazin complet, foarte colorat, miroase foarte bine și dacă sunteți serviți cu ceai, nu trebuie să refuzați pentru că se supără. Aici putem să ieșim din Grand Bazar și găsim bazarul din aer liber, adică nu se termină. După ce că bazarul ăsta e imens, mai găsiți și afară magazine, foarte multe magazine. Hai să mai vedem alte produse și ce prețuri sunt. Și al doilea magazin pe care îl vizităm. Deja încep să ne cuc gâmbalele la propriu. Avem la fel rahatul consacrat aici în Istanbul, baklavalele. Avem fructele confiate și uscate, avem ceaiurile și la fel și aici miroase foarte bine. Coloristica este una incredibilă și cred că o să ne luăm și noi câte ceva. Ne place foarte mult. Acolo au esențe, au zona de miere, cred că au și cafea, dacă nu mă înșel. E un magazin complex, la fel și asta. Arată extraordinar, da, aici sunt fructele uscate. Adică dacă nu ți-e foame sau nu ți-e poftă, dacă intri într-un astfel de magazin, ți se deschide apetitul numai când vezi atâtea culori și când simți atâtea mirosuri de aici din magazin. Da. Uitați cât de bine arată. Absolut delicios. Magazinele astea sunt absolut încântătoare. Exact. Și acum închidem capitolul preparatelor și o să mergem să vedem prețurile de la haine. Ăsta este un vlog needitat din bazarul din Istanbul. Ce vedeți aici este 100% adevărat. Interacționăm cu localnicii. Ceasuri de brand Rolex avem. Aici avem Rolex. Mai multe modele de ceasuri, dar dintre cele mai consacrate, clar sunt Rolex-urile pe care le avem peste tot aici. Mi se pare foarte interesant aici, sunt așa... lucesc, strălucesc, îți iau ochii. Bun, am aflat și prețul. Un ceas Rolex pornește de la 250 de euro, așa cum ați văzut în vitrină, doar că în urma negocierii cu vânzătorul a reușit să obținem un preț de 130 de euro dacă îl plăteam acum pe loc. Ceasurile acestea sunt făcute 1-1 cu originalul, inclusiv sunetul pe care îl scot. Ce este foarte interesant pentru un ceas fake pe care îl cumperi din Grand Bazar este că îți oferă garanție 2 ani de zile, spun ei, dacă intră apă în interiorul ceasului sau dacă se oprește și nu mai funcționează. Acum eu am întrebat dacă această garanție este valabilă doar pe teritoriul Turciei și a zis că nu, oriunde te-ai afla, primești această garanție. Nu știu cum funcționează, nu știu cine îți mai răspunde după ce ție ți se strică ceasul. În fine, ca idee, prețul 130 de euro pe loc. Cred că mergea și mai jos de 130 dacă ne chinuiam, poate la undeva la 100.
așa că prețurile sunt umflate de 2 sau chiar 3 ori. Acum căutăm hăinuțe și Adidas. Corina negociază acolo la prețuri. Chiar sunt curios cât obține la un tricou de firmă. Oamenii se pregătesc să închidă, este ora la care 45 euros? 45 de euro acel compleu, da. Compleu de la ce firmă? Cred că era de la Dolce & Gabbana. Cred, nu mai știu, n-am văzut firma. 45 de euro. 45. Avem aici gențile. Din păcate nu o să reușim să vă filmăm așa cum ne-am fi dorit produsele, articolele de fapt. Nici genți, dar nici haine, pentru că nu au licență și le este frică să... Ne primească în magazine, ne primească, da. Magazine, da. Adică am discutat prietenește cu un vânzător de aici care are magazin, omul foarte de treabă, am întrebat dacă putem să intrăm în magazin și a spus că din păcate nu, pentru că o să aibă probleme în urma videoclipului, neavând licență pentru brandurile acestea. Așa că nu am putut să filmăm și noi nu vrem să creăm probleme niciun fel, să filmăm pe ascuns sau chestii din astea, oamenii au business aici. Așa, pe repede înainte putem să filmăm vitrinele, doar că nu putem să intrăm în magazine. Avem aici câteva modele foarte frumoase și unul dintre magazinele care mie îmi plac. Frumează și gențile, cât ceasuri am tot văzut. Hai să întrebăm cât costă o geantă din asta pentru YouTube. Uite, mie îmi place asta. Și avem și Adidas aici. Valentino, Amiri, Chanel, arată bine. Aceste modele, să știți că sunt unul la unul cu originalele. Și ați văzut acele genți și acei Adidas. O geantă Prada de acolo era 200 de euro și o pereche de Adidas 250 de euro. Pentru cine a spus că bazarul e ieftin? Bine, dacă stăm să analizăm și să luăm prețurile originale ale acelor produse, care depășesc mii și mii de euro, da, este un preț bun. Dar dacă analizăm și spunem că este un fake, e un preț scump pentru un produs care este fake. Aici modelele astea mai ieftin de 700 de lei nu o să găsiți niciunul. Dar am încercat să aflăm prețul, să intrăm să filmăm în magazinul ăla și când au auzit că filmăm pentru YouTube, a zis nouă, ilegal, ilegal. Oamenilor le este frică să nu li se închidă business-ul. Avem dreptate acum. Atât cât putem să filmăm și noi din afara magazinului, de ce să nu facem? Nu vrem să deranjăm cu ceva. Este o grămadă de modele foarte frumoase. Firmă, Prada. Și modele noi, adică în orice. E ultima fiță aici. Ultima fiță, nu știu. Ai și tu o pereche de Adidas dacă vrei și întreabă cât costă, dar... Sunt slabe șanse când ne vede cu setup-ul ăsta pentru YouTube. E greu. Ați văzut mai devreme Adidas și, așa cum v-am spus și am avut și dreptate, 700 de lei perechea. Probabil una dintre cele mai ieftine perechi era 700 de lei, pentru că mai erau Adidas și la 200 de euro. Depinde de model, depinde când au apărut, cât de noi sunt. Și așa mai departe, au o calitate bună, spre foarte bună. Ce părere aveți de prețurile de aici din Grand Bazar? Să ne spuneți în comparație cu prețurile pe care le-ați obținut voi, poate ați fost tot anul ăsta și ați reușit să obțineți prețuri mai bune. Dar astea sunt prețurile reale din Grand Bazar. Am interacționat cu vânzătorii, am încercat să obținem cele mai bune prețuri pentru voi. După cum ați văzut, le-am spus care este cel mai bun preț pentru abonații noștri. Negocierea a fost dură, unii au lăsat foarte puțin, alții deloc, alții nu ne-au primit. Da, căutați și alternative pentru Grand Bazar, pentru că e posibil să aveți surprize, să găsiți produse mult mai ieftine decât aici. Noi venim în fiecare an aproape în Grand Bazar și am prins și prețuri mai bune și prețuri mai proaste. Și cum vă spuneam și în vlogurile anterioare, aici depinde foarte mult de skill-ul pe care îl aveți în negocieri. Cu cât sunteți mai buni la negociat, cu atât obțineți un preț mai bun. Nu sunt prețuri fixe, din acest motiv noi suntem subiectivi și încercăm să obținem un preț așa relativ, pentru că nu avem timp să stăm să negociem cu fiecare în parte 10, 15, 20 de minute pentru a face vlogurile și la final să-i refuzăm pe toți. Vă dați seama că se enervează și eu ultimul preț bun pe care l-am obținut aici a fost cu nervi, adică ne-am certat pur și simplu, cot la cot, ca la un moment dat, dând să plec, mi-a zis, hai vino și ți-l dau așa. Deci,
totul e relativ, dar să știți în mare cam de unde pleacă situația. Aurul 60, de la 55 a fost cel mai mic, ați văzut pe video, 55 de euro până la 65 de euro, poate și mai scump, dar noi nu am găsit. Vă spunem strict ce am găsit și se vede pe video. Îmbrăcămintea și încălțămintea care sunt sute de euro, 150, 200, 250 de euro. Mirodeniile și tot ce găsiți aici, prețurile sunt mici, vă dați seama, ați văzut pe video. Nu știu, am zis tot, am acoperit tot? Tot. Sunt foarte multe străduțe, apropo. Deci dacă vă place ceva, nu evitați să mergeți să negociați, așa cum a zis și Alexandru. Vă încercați și la alt magazin, pentru că o să găsiți același model. Și achiziționați în momentul în care sunteți 100% siguri că acela este un preț corect pe care puteți să-l dați pe un produs. Ca și concluzie, dacă comparăm produsul din Grand Bazar, cel fake, cu cel original, putem spune că e un deal bun să veniți să-l cumpărați. Nu aveți aceeași calitate ca cel original, dar prețul poate să fie și de 10-15 ori mai ieftin sau poate mai bine. Dar dacă raportați prețul la un produs fake, cum de altfel asta primiți dacă îl achiziționați, mi se pare un preț mare pentru un produs fake. Și dacă în interiorul bazarului prețurile nu sunt afișate, aici în exterior găsim prețurile afișate și avem aici tricouri cu 10 dolari, 7 dolari, 6 euro, tricouri cu 7-8 euro, 20 de euro, aici tricouri de firmă cu 200 de lire, 100 de lire, geamantane. Aici găsim prețurile afișate. Mâncare puteți să găsiți 500 de lire, avem tricouri aici. Sunt tricouri, nu știu, Chanel, din acestea. Și cam asta găsiți, uite, tricouri aici cu 250. The North Face. Jeans. Sandwich-uri cu 200, 120, dacă vreți castane sau porumb, 30. Aici tricouri, 200, 250. Da, astea sunt prețurile. Astea fiind spuse, dragilor, sper că am răspuns la întrebările voastre. Nu uitați, eu sunt Cornea, în spatele camerei este Alexandru și prunând suntem doi hănari și ne găsiți pe YouTube, Instagram și TikTok. V-am pa, pe data viitoare!